Bine v-am găsit! Cel puțin în primele 2 zile ale săptămânii care tocmai a început, ciclonul Boris va continua să se manifeste în regiunea țării noastre, chiar dacă este în deplasare spre vest de noi și în disipare. Chiar și după el, ploile își vor mai face apariția prin multe zone, iar cele mai afectate regiuni vor fi, din păcate, tot cele din estul țării, deci Moldova și Dobrogea mai ales. Să ne uităm un pic pe contextul sinoptic al săptămânii acestea. Primele 2 zile ale săptămânii care urmează ne păstrează încă sub influența contextului sinoptic apropiat de ceea ce am avut în săptămâna precedentă, când țara noastră a avut de-a face cu un regim de blocaj ce a ținut deasupra regiunii noastre un ciclon cu centrul Bari Boris, care a adus inundații devastatoare prin multe zone ale țării noastre, dar și prin Europa. Așadar, după cum putem observa și în animația din dreapta jos a celor de la Met Office, luni și marți încă mai avem deasupra țării noastre un regim de presiune scăzută și nucleul ciclonului Boris. Nucleul rece din altitudine va fi și el dislocat cu o deplasare spre sud-vest, iar din punct de vedere al fronturilor atmosferice, un front cald se va transforma într-o frontoliză caldă. Astfel că semnalul încetării precipitațiilor este unul aproape cert. Totuși, dorsala anticiclonului este european va reuși să împingă la sud de noi și restul din ce a mai rămas din ciclon, iar până miercuri acesta se va disipa. Pentru restul săptămânii intrăm astfel sub un regim de presiune ridicată anticiclonic și deci o vreme ceva mai stabilă. Din punct de vedere al circulației maselor de aer, animația din stânga sus a celor de la ICMWF, urmează o săptămână în care, la nivelul țării noastre, nu vom avea discrepanțe majore la 850 hectopascal, adică la 1,5 km altitudine. Astfel, aerul polar maritim cald va domina peisajul termic de la noi, dar fără a aduce valori de temperatură peste ceea ce ar trebui să fie normalul perioadei. Să trecem un pic la temperaturile pe care le așteptăm în această săptămână. Noaptea de duminică spre luni a adus în țara noastră valori minime de temperatură cuprinse între 9-11-12 grade în cea mai mare parte a țării. Excepția au făcut Moldova, nordul Dobrogei, unde am atins 14-16 grade, dar și crestele montane, unde am coborât chiar spre 0 și un pic sub 0 grade. Marți, Banatul, Crișana, Maramureș și Transilvania, Oltenia vor avea temperaturi minime cuprinse între 7-9-10 grade, în timp ce Muntenia, Maramureș, nordul Crișanei urcă spre 12-13 grade. Din nou, cel mai cald va fi în Moldova, nordul Dobrogei, cu valori de 14-16 grade. Cele mai ridicate temperaturi minime pentru miercuri le vom avea de data aceasta în Muntenia și Dobrogea, 16-18 grade, în timp ce restul țării se mulțumește cu 12-14 grade. La munte, 6-8 grade, 2-3 grade pe creste. Joi, prin Transilvania, Maramureș și dealurile Munteniei, minimele vor fi cuprinse între 10-12 grade, cu 7-9 grade la munte, 1-3 grade pe creste. Restul țării va rămâne la valori de 14-16 grade. Aceleași valori minime, 12-14-15 grade, cu 7-9 grade la munte și cu aceeași distribuție a lor pe regiuni, se păstrează și pentru intervalul vineri-duminică. Temperaturile maxime. Ziua de luni vine cu maxime care pleacă de la valori de 12-14 grade pe crestele montane, în zonele montane, cu 6-8 grade pe creste, 17-19 grade prin Banat, Crișana, Maramureș, nordul Moldovei și Transilvania, dar și prin vestul Oltenii, respectiv 20, 22, 23 de grade în restul țării. Marți 20, 22, 23 de grade, valori chiar de 24, 25 de grade prin Muntenia, Dobrogea, estul Moldovei. La munte 12-14 grade. Miercuri deja încălzirea este evidentă la nivelul întregii țări, cu maxime de la 23 spre 25, 26 de grade, un 15-17 grade la munte și pe creste 9-11 grade. Această stabilitate a regimului termic se va păsta practic pe tot parcursul restului intervalului de prognoză. Deci, de joi și până duminică, ne vom situa între 22, 24, 25 de grade în cea mai mare parte a țării. Din punct de vedere al regimului de precipitații, pentru că este important să discutăm acest lucru, va fi o săptămână în care vom avea parte de ploi. Zilele cele mai importante din acest punct de vedere vor fi zilele de luni și marți.
Benzile de precipitație ale ciclonului Boris rămân concentrate pe Moldova, Banat, Chișana și Oltenia, iar spre luni dimineața s-au mutat deja pe Moldova și vestul, de pe Moldova, pe vestul și țării și respectiv pe Marea Mureș. Pe tot parcursul zilei de luni vom avea condiții de ploaie și prin Transilvania și zonele montane. Cele mai importante cantități de precipitații se vor concentra pe centru și nordul Moldovei, 20-30 izolat, 40 de litri pe metru pătrat, Marea Mureș 15-20 de litri pe metru pătrat, Banat și Sudul Crișanei 10-15 litri pe metru pătrat. Marți, condițiile ploi avem prin Transilvania, Marea Mureș, prin zonele montane, Muntenia, iar după amiaza și seara, prin Crișana, Dobrogea. Aici sunt condiții chiar de fenomene convective. Ne referim aici mai ales la descărcări electrice. Nordul Dobrogei, sudul Moldovei vor fi regiunile care vor putea acumula și de data aceasta cele mai mari cantități, respectiv 10-15 litri pe metru pătrat. Noaptea de marți pe miercuri aduce ploi prin Muntenia, inclusiv în zona Bucureștiului, iar odată cu a doua parte a dimineții și pe parcursul după amiezii, condițiile averse de ploaie prin vestul, centru, nordul și sud-vestul țării, ploi care pot fi însoțite și de fenomene convective. Din nou, vorbim aici de descărcări electrice. Odată cu orele serii de miercuri și pe parcursul primei părți a zilei de joi, un nou front de precipitații pătrunde prin Moldova, Dobrogea, un front de precipitații care va auda și Transilvania și Muntenia în a doua parte a zilei. În Moldova și nordul Dobrogei se pot acumula din nou cantități de 10-15 litri pe metru pătrat. Prima parte a zilei de vineri mai aduce ploi prin vestul Munteniei și Oltenia, iar după amiaza prin meridional și Banat. Punctiform, mai ales prin sudul Oltenii, se pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Weekendul ne va oferi o pauză de la precipitații, un lucru care nu este neapărat rău, dacă stăm să ne gândim. Haideți să vedem un pic din punct de vedere al estimărilor pe cantitățile totale de precipitații. Așadar, din păcate, după cum putem vedea și în modelarea din dreapta, care ne arată cantitățile totale așteptate pe săptămâna care urmează, previziunile modelului european menționează încă un risc major pentru regiunea Moldovei și a Dobrogei. În aceste zone, cantitățile totale așteptate să cadă în această săptămână pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat. În condițiile cantităților tot deja căzute mari, mai ales în zona Moldovei, fără îndoială, riscul de viituri și inundații este major. Pentru restul țării, cantitățile de precipitații vor fi destul de modeste. Poate doar prin zona Apusenilor să ne mai apropiem de un 7-10 litri pe metru pătrat. Să ne uităm cu mare atenție, după cum putem observa în animația celor de la ISMWF, și pe nordul Dobrogei, acolo unde modelul european estimează că există riscul ca până la finalul săptămânii să ajungem chiar la un 100-111 litri pe metru pătrat. Și de ce este important să menționăm acest lucru? Pentru faptul că am observat deja lucrul acesta cu toții, avem deja două evenimente majore, Mangalia și Galați, unde cantitățile de precipitații căzute în urma unor fenomene severe au depășit 200 de litri pe metru pătrat. Iar în Galați, de exemplu, specialiștii spun că există posibilitatea să fi căzut chiar peste 300 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Ca să facem o sinteză, așadar, a săptămânii, cum v-am obișnuit prin graficul nostru, suntem în acest moment într-o săptămână stabilă din punct de vedere termic, cu temperaturi minime care prin unele zone ale țării vor fi mult mai ridicate față de ceea ce ar fi normal, iar regimul de toamnă caldă spre un început de vară se păstrează pe tot parcursul săptămânii. Ploile, așa cum am spus, sunt prezente luni, marți, mai intense în unele zone ale țării, miercuri și joi, chiar dacă sunt prezente, sunt pe arii mai restrânse și nu foarte importante cantitativ, pentru ca de vineri și până duminică soarele să fie stăpân peste țara noastră. În încheiere, vă mulțumim din nou că ne sunteți alături, vă menționăm că de fiecare dată comunitatea Prognoze Meteo este prezentă pe toate rețelele sociale și o puteți găsi căutându-ne după Prognoze Meteo. Și bineînțeles, urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă și săptămâna aceasta
și sperăm să nu fie nevoie să mai emitem avertizări de vreme severă, cum a fost cazul peste week. Să aveți o săptămână cât mai frumoasă și cu cât mai multe bucurii.